Era fata aia, frate. Fata avea ceva special, numai de la Zara îmbrăcată, mereu bestial machiată. Ieșea doar aranjată, niciodată nu vedeai beată. Din când în când poate fumată cu băiatul ei din stradă. Ăsta altceva, alte planuri. Avea belea cu garda și făcea numai scandalul. Iarbă tirată și albă câteodată, le încerca pe toate și umbla cu bagabun și bagaboate. Mă să-i zicea fraiere, nu fi fraier că o s-o fierzi pe fata asta, fiindcă nu este din paie, te iubește tare. Dar vezi că inima de femeie se schimbă mai repede decât ai tu idee. Mă, s-a fost a super vis, dar acum a super vis. Se trăia cu 30 de ani în urmă, că prezentul nu există. Se îmbrăca pe lună bună cu rochea de regină de la balul din Nadușca și plângea și știa cine-i de vină. Da, băiatul n-o prea asculta, el îl asculta pe taxul. Cu el vorbea mereu, dar taxul nu-l prea lua în seamă, că și ăsta derbedeu numai pizde și barbuturi, păcănele și împrumuturi. Și uite că într-o seară de-aia, când nu mai stă ploaia, taxul pe patru cărări urca cu greu niște scări. Etajul 5, apartamentul 23, destinația lui e clar, știa că acolo sunt femei. Scapă sticla de mână pe gol, iese o bătrână care îl știe foarte bine și nu-i mai zice nimic, asta râde. Două trepte, ușa se deschide, vreau ceva urât, că frumosul nu se prinde. Matroana îi promite că de data asta îl surprinde și-l bagă în dormitor la care ușa nu se închide. Aproape întuneric, mirosea puternic ca frezii, sete și fantezii, fete și chinezii care fac fel și fel de chestii, că parcă nu sunt oameni, ci niște bestii. Ușor pâlpâie lumină, vedem patul învelit cu o lingerie fină, o felină de femeie îmbrăcată în măicuță creștină. Îi vorbea ceva murdar, parcă în latină. Lui ăsta nu-i vine să creadă, dar se lasă. Îi se scoală pula, parcă știe, dar nu-i pasă. Face un pas către ea, acum îi vede clar fața. E fata lui Fisu, cu tot riscul ea în gură. Clitorisul începe să-i facă cu limba simboluri oculte. Fata se sperie, se trage, dar îi place și începe să asculte rage. Taxul știa bine ce face, pereții erau aripi și aerul rapace. Pe poartă deschisă în tavan apare deodată Fisul îmbrăcat în taliban. Zice, tată nu te sperie, asta e fantezia mea, vreau să o facem în trei, ești ok? Taxul zice, fă ce vrei. Și se pune pe burtă, băiatul-i bagă un pistol în cur și începe să-l fută. Fata o clipă rămâne pietrită, știe că n-ar trebui, dar se excită și-și bagă un picior în pistă. O sună pe măsa, oare știi tu că acum mă fut cu bărbatul și cu fitul? Femeia plânge în telefon de parcă cerul se despică. Băiatul și cu taxul-i cer să o dea pe speaker. Toată camera pe loc ia foc, o fut amândoi pe fata. Asta-i parcă posedată, țipă rău și udă toată. Măsa văd partea cealaltă, începe și ea să se facă îmbrăcată în rochea ei de altă dată. Ploaia s-o pește, fata se ridică să se ducă să se aranjeze fără să-i deranjeze pe cei doi bărbați îmbrățișați. Țincă, zâmbește, tatăl își cere iertare și băiatul spune că n-are de ce, că n-o să-l judece. Ridică telefonul, îi spune mamei că avea dreptate, poate în altă viață o să fie toate aranjate altfel. Ia pistolul de pe pat și se împușcă în cap, yo.